Cei care s-au născut în zodia Scorpionului vor avea în ziua de 10 octombrie niște probleme de conștiință, de crez, de atașamente care nu sunt noi, s-au mai confruntat cu ele și acestea, pe fondul unor evenimente similare, revin în actualitate, îi obligă să se replieze, să se pună în acord cu ele, să le înțeleagă, eventual să le respingă. În principal, este vorba de acele aspecte importante de viață care stau la baza unor decizii profesionale, a unui loc de muncă, a unui loc de viață, a strămutărilor, a începuturilor și mai ales al performanței prin progres educațional. Cei care progresează prin învățătură, prin acumulare de experiență, prin superioritatea minții, a intelectului, a cunoașterii. Toate acestea le dau un anume statut și un profil uman, social, public. Din această perspectivă, ei trebuie să înțeleagă o serie de aspecte care le limitează capacitatea de afirmare, altele, dimpotrivă, le deschid uși spre o cunoaștere mai bogată. Aceste neînțelegeri ale momentului țin și de felul în care circulă niște informații, țin însă și de felul în care ei asimilează aceste informații, poate nu le înțeleg până la capăt, poate nu au maturitatea necesară, poate respectivele informații sunt prea complicate pentru nivelul lor de pregătire actual, așa încât peste un timp s-ar putea să le înțeleagă. Dacă de acum încolo fac efortul să își sporească nivelul de înțelegere, de cunoaștere și implicit de reacție. Între 11 și 13 octombrie dimineața va fi nevoie de o mână forte, de autoritate, de o regrupare a calităților și preocupărilor personale în jurul unei teme centrale. Ea ține în principal de imagine publică, de felul în care este administrată puterea care le-a fost acordată direct prin numirea într-o funcție, prin acordarea unei încrederi, a unui statut, a unor prerogative. Moment de afirmare, tocmai prin acest tip, de a ține sub control evenimentele și de a nu permite derapaje. Între 13 octombrie după ora 8 dimineața și 15 octombrie, relațiile cu prietenii se bazează pe interese comune, pe cooperare, pe dorința de a fi eficienți, pe nevoia de a se implica într-un colectiv mai mare pentru a duce la bun sfârșit un proiect, care interesează pe toți în egală măsură, le face bine tuturor. Acum nu este vorba de o afacere sau de un proiect de genul partid politic, ci este vorba de niște preocupări care au și o componentă agreabilă, plăcută, relaxantă. Poate fi vorba de o ipostază care să îi pună în situații în care și unii și alții acționează liber de niște constrângeri, cum ar fi cele de la locul de muncă, și unde pot să facă ceea ce își doresc sau ceea ce visează. Sport, muzică, seri literare, preocupări culturale sau de orice alt gen, să spunem îngrijirea naturii, voluntariat, etc. Între 15 octombrie după ora 9 dimineața și 16 octombrie, axa celor două case ale sănătății este din nou obiectul unui marcaj astral intens. Luna va străbate zodia balanței și în seara zilei de 16 octombrie se va afla în postura de lună nouă, pentru că va face o conjuncție cu Soarele și, la rândul lor, cele două luminare vor face opoziție cu Marte. Nu e bine pentru sănătate, sunt niște tensiuni reale, vizibile, sunt nu una, ci mai multe ipostaze care pot declanșa o dezechilibrare organică. Asta nu înseamnă o mare suferință, dar nici o sănătate de fier. Poate fi vorba de modificări de scurtă durată, pot dimineață, după amiază, o zi, două, trei, dar poate fi vorba și de accentuarea unor suferințe, unor boli în evoluție. Și până mai ieri lucrurile păreau să meargă bine, la un moment dat, începând cu 15 și 16 octombrie, ulterior și pe 17 octombrie, unele persoane născute în Scorpion vor constata că parcă nu merge chiar la fel de bine ca înainte. Au revenit unele simptome, se confruntă cu același tip de dureri sau limitări a mișcărilor, tot felul de neputințe fizice. Este vorba de o supra-solicitare a multor segmente din organism. Pe locul întâi șade evident sistemul cerebral.
cel controlat de zodia berbecului, în care se află trei posturi astrale în tranzit. Și acel Marte de care vorbeam, care primește influxurile din opoziția ale lunii noi în balanță. Și atunci putem vorbi de stres organic, de uzură organică, de oboseală, de epuizare, de sațietate, de exasperare, de stare de intoleranță chiar la cei mai modești stimuli, care în alte dăți erau tolerați fără niciun fel de problemă. Acum devin un factor principal. Se discută despre ei, analizează, cercetează, caută, se informează, dar de ce așa, dar de ce nu este altfel. Sigur că e o curiozitate firească cu privire la evoluția stării de sănătate, dar este și o stare de agitație. Pentru că la limită, chiar dacă la un moment dat vor găsi un text, vor găsi o explicație medicală, vor găsi o frază care li se pare că seamănă cu ceea ce trăiesc ei, încă nu presupune rezolvarea problemei și cu atât mai puțin liniștirea lor. Dintr-o altă perspectivă a relațiilor de muncă, luna nouă trimite la rândul ei, încă o dată, niște mesaje destabilizante. Și acolo este rost de supărare, de ceartă, de dispută, de schimburi de cuvinte, de un efort uriaș de a se încadra în ceva, într-un program, într-un regim de muncă, de a se supune unor condiții, iar nesupunerea este una dintre formele curente de manifestare a acestor nativi. Începând cu ziua de 15 octombrie, Mercur, aflat în tranzit prin zodia Scorpionului, va intra în mișcare aparent retrogradă. Va sta în această ipostază până pe 1 noiembrie, timp în care le va da celor care s-au născut în acest semn zodiacal, despre care vorbim noi acum, niște prilejuri de a revizui opinii, atitudini, decizii, trăiri sau mecanisme de gândire care au stat la baza unor comportamente. Acum se pot îndoi de tot și de toate, se pot verifica pe sine, pot să controleze în ce măsură alte variante ar fi fost mai oportune, mai inspirate. În funcție de aceste concluzii, după 11 noiembrie, când Mercur va reveni în zodia Scorpionului, pentru că între timp, în această mișcare aparent retrogradă, Mercur va părăsi Scorpionul și va intra în zodia Balanței, deci spuneam, începând cu 11 noiembrie, Mercur le va da posibilitatea acestor nativi să acționeze mai în cunoștință de cauză, mai puțin temperamental, mai puțin subiectiv și mânați mai puțin de, eu știu, mânie, revoltă, jignire și mai mult pe cale rațională sau să facă efortul ca rațiunea să învingă și să țină sub control niște impulsuri, altfel omenești, firești. Toată această dinamică are două ipostaze de manifestare. Prima, personalitatea celor născuți în Scorpion și relațiile parteneriale ale acestora. Se pot crea și mici furtuni, se pot petrece și niște evenimente care să răscolească sau să răstoarne datele unei probleme, o temă de lucru, un plan, o colaborare, un proiect comun, sau chiar un conflict. Deocamdată nu este vorba de împăcări și de soluționare, dar sigur că ceea ce se va petrece în urma acestor dezvăluiri nu este puțin lucru. Bine ar fi ca, indiferent de vârstă, toată lumea care s-a născut în zodia Scorpionului să țină seama de aceste informații și situații. Ele nu se produc degeaba. Este adevărat că mai vulnerabili în fața acestor schimbări și transformări vor fi cei tineri, care au mai puțină experiență de viață și mai puțină maturitate în gândire sau chiar stabilitate în a se controla pe sine și mai avantajați vor fi cei maturi. Dar și unii și alții trebuie să se abțină de la gesturile spectaculoase, de la dorința de a se răfui, de a demonstra ceva, de a pune la punct cu orice preț. Nu întotdeauna acest pus la punct al cuiva este o soluție. Cu siguranță nu este singura soluție și de foarte multe ori, aceste riposte creează la rândul lor reacții vehemente din partea partenerului și atunci nu se face altceva decât să se ridice cota conflictului prin acest ping-pong de replici, de reacții și de răspunsuri, în așa fel încât lucrurile, în loc să se simplifice, ele se complică. Din păcate, aceste tendințe se vor mai manifesta până la 1 decembrie, în măsura în care, așa cum spuneam, unii nu vor înțelege această lecție complexă de viață.